Bună ziua tuturor! Noi astăzi am adunat aici ca să discutăm o teză de doctorat. Deci sunt prezenți toți membrii comisiei de doctorat. Prin numărul rectorului numărul 54 din 8 noiembrie 22 și numărul 14 din 17 februarie 23 a fost aprobată Comisia de Susținere Publică a tezei de doctor în Științe Inginerie și Tehnologie a domnului Tankovski Sergei cu tema Suport informațional al sistemului decizional în situații excepționale, specialitatea 2.3.2.01 sisteme de conducere, calculatoare și rețele informaționale. Conducător științific, conferențial universitar Dr. Tudor Leahu. Componența comisiei. Domnilor, profesor universitar, universitar de tehnică, președinte. Leahu Tudor, doctor, conferențial universitar, Ulim. Conducător științific, încă o dată, da? Ohrimenko Sergei, doctor habilitat, profesor universitar, ASEM, membru comisiei și membru referent. Costas Sivir, doctor habilitat, profesor universitar, ASEM, membru referent. Ilian Lubomir, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Mondrian din Chișinău, membru referent. Și doamna Mitya Vilia, doctor în științe matematice, conferențial universitar, ULIM, membru referent. Deci toți cei nominalizați sunt prezenți și cred că ne putem începe. Alte păreri? Nu știu. Începem atunci. Deci pentru a prezenta actele din dosar pentru susținerea tezei de doctorat pe domnul Tankovski, se oferă cuvântul domnului conferențial universitar doctor Tudor Leahu. Documentele din dosar. Domnul profesor, doctor, vă rog să ne dați lista și apoi dacă apar întrebări la cineva din cei prezenți, vor fi întrebări către pildă de interesanță, elementul profesor sau cealaltă. Da. Așa, deci, stimate prezidență, stimate comisie, dosarul pretendentului la titlul științific despre care numai ce s-a vorbit, conține următoarele acte necesare. Prima, cererea doctorandului privind demararea procesului de susținere a tezei de doctor în Comisia de Susținere Publică a tezei de doctorat. 2. Extrase din ordinele rectorului ULIM-ului numărul ES-528-1 din 23 noiembrie, ES-511 din 5 noiembrie 2020, privind aprobarea tezei, temei tezei de doctorat, conducătorului științific și membrilor comisiei de îndrumare. 3. Certificatul de absolvire a studiilor superioare de doctorat, de doctorat cu creditele acumulate. 4. Extras din procesul verbal al Consiliului Științific ULIM privind presusținerea tezei de doctorat din care rezultă acordul organizării susținerii tezei în cadrul Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat a ULIM. 5. Formularul evaluării tezei de doctorat de către membrii Comisiei de Îndrumare. 6. Avizele membrilor Comisiei de Îndrumare asupra tezei de doctorat și rezumatului ei
acceptul privind demararea procesului de susținere publică a tezei de doctorat. 7. Avizul publicatorului științific asupra tezei de doctorat și rezumatului. Acceptul privind demararea procesului de susținere publică a tezei de doctorat. 8. Declarația semnată de doctorand privind asumarea răspunderii personale cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctor, precum și a respectării standardelor de calitate și etică profesională. 9. Declarație semnată de conducătorul științific privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctor, precum și a respectării standardelor de calitate și etică profesională. 10. Ordinul numărul 54 din 8 noiembrie 2022, numărul PS 14 din 17 februarie 2023, semnat de rectorul Lin, de formare a Comisiei de Susținere Publică a tezii de doctorat a domnului Penkovski Sergei. 11. Informație privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Susținere Publică a tezii de doctorat. 12. Lista publicațiilor la tema tezii de doctorat. 13. Adeverințele prin care se confirmă depunerea tezii de doctorat și a rezumatului în fondurile bibliotecii Culin. 14. Lista instituțiilor, organizațiilor și bibliotecilor pe adresa cărora a fost expediat rezumatul tezei de doctorat. 15. Rezoluția privind lipsa elementelor constitutive ale unui plagiat. Raportul de similitudine. Teza de doctor a fost examinată printr-un sistem antiplagiat, sistem antiplagiat.ro. 16. Curicul în detaliu al candidatului. 17. Copia buletinului de identitate. 18. Teza de doctor în știință, inginerești și tehnologii. Și rezumatul tezii în trei limbi, în limba rusă, română și engleză. Iată acestea sunt toate documentele care se conțin în dosarul pretendentului. Sunt întrebări privind componența documentelor depuse. Trebuie să înțelegem că toate actele din dosar sunt în regulă, corespund cerințelor normative ale ANACERC și ale URIN. Deci, sigur că ne-am condus de acea componență de documente care zic că sunt recomandate la ANACERC. Da, eu asta știu. Când s-a confirmat și putea să s-a verificat de urmă. Alte întrebări. Cred că acolo este, poate, văd domnul Penkovski, este trecerea prin antiplagiat. Care sunt rezultatele? Procentaje. Asta mai mult domnul... Nu, domnul Penkovski poate cunoaște. Procente. 10.43, 5.1, CS1, 10.43, CS2, 5.11, CIT, 0.67. Mai sunt întrebări. Deci dacă nu sunt întrebări, atunci vă mulțumim. Mulțumesc. Acum, o
oferim cuvântul domnului pretendent, Sergei Tankovski, pentru a prezenta în decursul la 20, a fi bine 20, dacă nu, până la 30 în care vine. Deci, poate rezultatea de tezi. Mulțumesc. Уважаемый господин председатель, уважаемые члены комиссии публичной защиты, позвольте вам представить мою презентацию. С начала нового тысячелетия как в Республике Молдова, так и во всем мире наблюдается устойчивый рост природных и техногенных катастроф. Наблюдаемый рост, в свою очередь, приводит к экономическому ослаблению пострадавших территорий и, как следствие, торможению развития экономики государства. Оперативность и своевременность принятия решения приводят к сокращению времени реагирования и минимизации пагубных последствий. Актуальность данной работы определяется вечной проблемой выбора наилучшего адекватного решения на начальном этапе возникновения чрезвычайной ситуации. Сложность принятия такого решения обусловлена множеством возникающих характеристик, происходящих в условиях полной неопределенности. Для принятия решения необходимо в короткий срок обработать громадный поток информации, результатом которого будет осознание того, с какими происшествиями придется столкнуться, какие силы и средства, в каком объеме необходимы для эффективного реагирования. В Республике Молдова замечается отсутствие каких-либо исследовательских работ и практических разработок в данной предметной области. В других странах были опубликованы некоторые результаты по исследованию тематики, косвенно относящиеся к последним. Данные публикации относятся только к некоторым видам чрезвычайных ситуаций, пожарам, природным явлениям и техногенным происшествиям. С позиции проведенных исследований основным недостатком имеющейся публикации является полное отсутствие интегрирования материальных и информационных ресурсов единого процесса управления, реализуемого с помощью информатических средств и технологий, что и составляет основное содержание настоящей работы. Цель исследования состоит в разработке концептуальных основ и практической реализации комплекса мероприятий по перестройке, повышению эффективности функционирования предполагаемой системы управления путем внедрения научно-обоснованного подхода, оптимизации бизнес-процессов, принятия решений. Данная цель порождает следующие задачи. Выявление существующего возможного состава чрезвычайных ситуаций и характеристик, сравнительный анализ существующей схемы оперативного управления сил реагирования, анализ алгоритма действий лиц, принимающих решения, разработка единого стандарта подаваемых команд подразделениям экстренного реагирования, разработка графической модели для определения зависимости и значения основных временных критериев от момента получения сообщения до окончания проведения аварийно-спасательных работ, оптимизация времени реагирования путем пересмотра зон реагирования для спасательных подразделений и разработка метода тестирования лиц, принимающих решения на минимальных информационных показателях. Гипотеза исследования заключается в предположении того, что разработка алгоритмов и бизнес-процессов на основе совершенствования информатических технологий способствует повышению эффективности функционирования системы в принятии решений в чрезвычайных ситуациях. Также в рамках гипотезы автор предполагает, что наилучший результат будет достигнут в зоне соприкосновения следующих трех факторов: систематизации чрезвычайных ситуаций, их характеристик, исследования территории, силы, средств реагирования и платформенные информационные технологии. Научная новизна и оригинальность состоит в разработке моделей и методик, являющихся теоретической основой для оптимизации процесса принятия решений в чрезвычайных ситуациях. Впервые разработан и предложен новый тип классификатора команд, в основу которого легли команды, оказывающие на тип реагирования. Внедрение данного классификатора позволяет сократить время принятия решений в временном интервале не более 50 секунд, что в свою очередь снижает, уменьшает данный показатель в 10 раз. Предложена система определения временных контрольных точек реагирования, которая позволяет хронометрировать действия участников процесса, устанавливать четкие границы зон ответственности, соблюдать единые алгоритмы реагирования независимо от вида чрезвычайной ситуации. Разработан и предложен новый подход определения зон реагирования, которые не должны зависеть от административного деления территории. Такой подход сократил на 65% время реагирования для более 1500 населенных пунктов по всей территории Республики Молдова. Разработана система оценки качества внедрения новых подходов лицами, принимающими решения.
Анализ полученных результатов позволяет выявить слабые места во внедрении новых методов управления, что позволяет уменьшить время на обучение и улучшить качество принимаемых решений. Теоретическая значимость исследования состоит в разработке новой эффективной системы управления на основе улучшения информационной поддержки. В новой системе информационной поддержки была разработана совокупность оптимальных моделей на основе методов и алгоритмов, позволяющих значительно улучшить систему принятия решений, повысить эффективность и качество принимающих решения, повысить как при реагировании, так и при ликвидации чрезвычайной ситуации. Практическая значимость исследования определяется эффективной реализацией разработанных моделей, методов и алгоритмов, применяемых в программном комплексе. Это позволяет оптимизировать процесс принятия решений, повысить эффективность и качество принимаемого решения с последующей передачей более точных задач силам реагирования. За счет разработанного и предложенного подхода пересмотра зон реагирования на 90% территории Республики Молдова удалось сократить время реагирования и повысить оперативность принятия решений. Область исследования являлась система оперативного управления и ликвидации чрезвычайной ситуации в Республике Молдова. Предложенные модели были внедрены и используются в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, а также разработанные алгоритмы были внедрены и протестированы в информационную систему 112 в Республике Молдова. Полученные результаты способствуют решению важной научной проблемы, касающейся информационной поддержки системы принятия решений в чрезвычайных ситуациях. Все основные результаты получены автором, который принимал непосредственное участие в выборе объектов исследования, в разработке моделей алгоритмов, обсуждении интерпретации полученных данных. Научные результаты исследования были представлены на заседании факультета информатики, инженерии и дизайна Международного независимого университета Молдовы в рамках докторской школы. По теме диссертации опубликовано 13 докладов и тезисов в сборниках научных трудов и материалов международных конференций, в том числе в рецензируемых изданиях Молдовы, Польши, Украины и Болгарии, в 3 статьях профильных журналов категории B и B+, включенных в базу данных АНАЧЕК, проиндексированы более 15 электронных баз данных научных рецензированных журналов. Общий объем диссертационной работы составляет 205 страниц. Работа иллюстрирована 52 рисунками, содержит 7 таблиц, 3 приложения, список литературы, включая 133 наименования. Во введении аргументирована актуальность и степень изученности темы исследования, определена цель, задачи, гипотезы, методология и объект исследования, отражена научная оригинальность и новизна. Первая глава, состоящая из 4 разделов, произведен анализ основных составляющих для выполнения неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, определены ключевые параметры, влияющие на временной показатель принятия адекватного решения на начальном этапе возникновения происшествий. Вторая глава содержит 4 раздела, которые проведено обоснование эффективного варианта оперативного реагирования на основе анализа моделей данных. Разработан оптимальный классификатор подаваемых команд, представлена концепция межплатформенной информационной системы, раскрыта методика оценки понесенного ущерба от стихийных бедствий и возможности его сокращения. Третья глава, которая состоит из 6 разделов, определены этапы реагирования контрольных точек единого цикла управления рисками, предложено построение пространственных географических моделей сокращения расстояний и определен состав зон реагирования для чрезвычайных ситуаций. Оптимизировано взаимодействие функциональных работников, принимающих решения при реагировании на экстренные вызовы. В выводах обобщены проведенные исследования в соответствии с целью заданной тематики диссертационного исследования. Позвольте перейти к рассмотрению содержания диссертационного исследования. Опыт и имеющийся инструктивный материал подтверждает, что независимо от возникающих чрезвычайных ситуаций, для ускорения принятия единственно адекватного решения на начальном этапе необходимо руководство следующими основными показателями. Это множество данных, характеризующих каждый вид чрезвычайной ситуации, совокупность факторов, описывающих место реагирования, длительность прошедшего времени с начала событий. Именно поэтому объектами научных исследований должна быть не только сама чрезвычайная ситуация с ее индивидуальными характеристиками, но и сам процесс принятия решения, алгоритмы управления и контроля происходящих процессов, заложенный в программный комплекс, что позволит оптимизировать процесс принятия решений и сократить время реагирования
и повысить оперативность принятия решений. Наилучший результат достигается в зоне соприкосновения основных трех факторов. Это чрезвычайные ситуации, территория силы средств реагирования, а также применение платформенной информационной системы, которая обеспечит обработку больших объемов и сложных по составу данных. На слайде приведена графическая модель взаимосвязи основных диспетчерских служб в Республике Молдова, подчиненных разным государственным структурам, которым предстоит обмениваться информацией в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В ней представлены основные министерства и ведомства, участвующие в принятии решения, а также указаны другие структуры, обеспечивающие стабильную работу баз данных и каналов обмена информацией. Представленная графическая модель реализации алгоритма движения информационных потоков между зонами центра принятия решений может применяться как в национальном центре, так и в региональном и территориальных центрах по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В результате анализа было установлено, что в Республике Молдова могут происходить все виды чрезвычайных ситуаций, за исключением цунами, вулканов, отсутствие которых обусловлено географическим расположением страны. Анализ чрезвычайной ситуации позволяет с уверенностью утверждать, что не на все чрезвычайные ситуации можно реагировать в одночасье из-за их мгновенного проявления. Также не существует технологий, позволяющих обуздать начинавшиеся природные явления, сильный ветер, циклоны, грозы. Как правило, в большей степени реагирование происходит на последствия чрезвычайных ситуаций, например, взрыв, транспортная авария, землетрясение или падение объектов из космоса. В центр принятия решений могут поступать различные сообщения. Для всех сообщений необходимы различные средства реагирования для оказания классифицированной помощи, то есть применение техники различного назначения, а также персонал, обладающий навыками работы в различных специализированных, с различными специализированными средствами и оборудованием. На основании вышесказанного возникла потребность в разработке и создании нового классификатора команд, который будут использовать лица, принимающие решения, для передачи более точных, точечных задач силам реагирования. Структурный классификатор построен трех уровней по десятичной системе кодирования, и чем ниже уровень классификатора, тем точнее подаваемая команда. Классификатор состоит из четырех фундаментальных типов команд. Это выезды на пожар, поисково-спасательные выезды, выезды смурты, трансграничные выезды. Команды классификатора организованы таким образом, что принимающие решения и команда спасателей понимали, на что необходимо реагировать, какие средства предстоит применять. Данный подход позволил сократить время принятия решения до 50 секунд. Из четырех фундаментальных этапов цикла управления рисками, решающим и краткосрочным, является этап реагирования. Это самый обсуждаемый этап цикла. Любое реагирование по умолчанию имеет два основных временных параметра – время начала и время окончания реагирования. Используя только эти два временных параметра, невозможно в полной мере оценить уровень эффективности действий происходящих процессов внутри самого этапа реагирования. В диссертационной работе разработана и предложена графическая модель времени реагирования на экстренные вызовы. Графическая модель состоит из составных частей. Это контрольные точки, временные этапы и зона ответственности основных служб, принимающих участие в реагировании на чрезвычайную ситуацию. В свою очередь этапы разделяются на три группы. В первой группе выделены красным цветом. Все временные характеристики подлежат обязательному нормированию и фиксированию. В остальных группах они только фиксируются. После внедрения данного подхода все участники процесса начали использовать единые стандарты, что позволило исключить возможный разрыв процесса реагирования. Спустя 6 месяцев после внедрения временной графической модели был получен первый статистический анализ контрольных точек реагирования на границе зон ответственности между диспетчерами и подразделениями экстренного реагирования. На следующем слайде представлена таблица, результат которой показывает снижение этого показателя в среднем на 33%. Это демонстрирует, что данный подход систематизировал и уменьшил время передачи миссии на 45% от предложенного расчетного времени 60 секунд. Разработанный автором метод показал положительные результаты, его внедрение привело к повышению эффективности принятия решений. Из всех этапов, подлежащих обязательному нормированию, только один этап, время в пути, содержит переменное значение. Следующий штат научного исследования был направлен на пересмотр процесса внутри исследования к месту происшествия.
В диссертационной работе разработана и предложена геоинформационная модель, позволяющая сократить данный показатель. Карта демонстрирует, что силы реагирования на все, не всегда находятся строго в центре административного района, а смещены к краям ответственности, что происходит к существенному уменьшению, к существенному увеличению дистанции. Это красными точками обозначено. Для сокращения дистанции было введено базовое условие. На происшествие должны выезжать ближайшие по расстоянию подразделения. Используя карты Google, были точно определены графические координаты подразделений реагирования, описаны их характеристики. Внедрение разработанного метода позволило уменьшить показатель времени в пути вдвое. Например, для села Китросу Новоаннинского района с 22 минут до 9 минут, Новые Мирены с 27 минут до 13 минут. Еще один наглядный пример на севере Молдавии, населенный пункт Риуцел с 27 минут до 14 минут. Внедрение разработанного метода также позволило пересмотреть и изменить зону ответственности. Например, зону ответственности гарнизона муниципия Белс с 3 населенных пунктов увеличилась до 24 населенных пунктов. Применение данного метода не требует финансовых инвестиций, а с административно-управленческой стороны экономически оправдан, так как существенно снижает износ автомобильной техники, в 3-4 раза сокращает затраты на топливо и запчасти. При введении в эксплуатацию нового программного продукта или внедрении метода алгоритма, влияющего на принятие решения, остро стоит вопрос подготовки лиц, принимающих решения, принимающих участие в реагировании на чрезвычайную ситуацию. Оценка знаний является одной из основных и сложных задач. Автор предлагает автоматизацию процесса тестирования, который значительно позволит получить полную картину усвоения нового материала, фиксируя результаты в электронном журнале и наглядных графиках. В результате выполненной работы получены следующие выводы и рекомендации. Рассмотрен и интегрирован минимальный состав показателей, влияющих на эффективность принятия решений, предложены показатели и характеристики трансплатформенной системы, проведен дополнительный анализ методик оценки рисков природного техногенного характера, исследованы и применены методы цикличного управления рисками, разработан классификатор подаваемых команд, пересмотрены взаимосвязи между основными диспетчерскими службами Республики Молдова, разработана модель алгоритма движения информационных потоков между зонами, центре принятия решений, разработана внедренная система определения временных контрольных точек реагирования, разработана географическая модель и алгоритмы пространственной оптимизации зон реагирования, предложена концепция оптимизации процесса передачи баз данных без потерь, составлена методика оценки качества внедрения новых подходов лицами, принимающими решения. Разработаны и предложены в настоящей работе научно обоснованные подходы к оптимизации бизнес-процессов, модели, алгоритмы и методики оценки их результативности существенно повышают организационную эффективность функционирования системы, информационной системы принятия решений. Огромное спасибо. Думаю, вложился в 20 минут. Вы мультимим. Готов ответить на вопрос. Интеграция на сегодня модель. Интеграция. Это Дома Кранковский. Poate, nu dați științific că de acolo era undeva la început originalitatea, nu dați științific că nu dați științific. A, eu n-am cel cuvânt, eu nu știu. Poți să ceau și eu. Nu, nici nu știu, dar sau am încălcat. Democrație, da, democrație, de parcă tot nu știu. Aia că aici. În ultima rezervat modelii metodic. Vedeți, care e rezultatul de bază, totuși, a tezei? Care v-ați lua, v-ați formula? Основной научный rezultat. Потому что вы перечислили там несколько, но основной, самый такой дословный, который вы представляете в этой работе, которая... Спасибо за вопрос. Да. Потому что разработан новый классификатор или разработка... А, разработан новый... А,
тип классификатора команд реагирует не тогда. У меня очки для близкого чтения, поэтому я не знаю. Но разве это основной результат? Это группа основных результатов, которые были... Нет, группа это я основной. Мы начинаем обычно с какого-то основного. И что, начали сразу вот разрабатывать классификатор, не знаю для чего. Вы чувствовали, потому что вы работаете в этой области, вы знаете важность его, этого классификатора. Потому что вы начинаете вот здесь, вы критикуете старую систему, что там не было порядка в этом. Вот это очень важно, но нет, это не основной результат, наверное, вашей работы. Относительно вашей... Самый весомый такой. Подразумевается. А? Подразумевается. Не, я вижу, и он есть результат. Я не говорю, что его нет. Я хочу, чтобы был порядок. Где основной, где основной результат? Основной результат это... Есть сопутствующие результаты, которые вы получили. Для получения основного результата вы еще что-то там сделали. Разработали классификатор, разработали еще что-то. Основной результат данной работы была оптимизация процесса принятия решений в чрезвычайных ситуациях. Нужно было найти такие способы, которые бы не задействовали финансовые средства, но при этом можно было бы их реализовать. Ну, где-то вот... Если бы я ответил на ваш вопрос, я бы сказал, это система контрольных временных контрольных точек, которая позволила сократить время реакции. Я понимаю важность. Он сказал уже свой ответ. И говорю я мой ответ. Я посмотрел на работу. Я считаю, что эта система контрольных точек самый важный результат, который он разделил эти два временных, скажем так, этот период на много точек. И это позволило ему оптимизировать каждый из них. Они сделали статистику, и это позволило им сократить время. Понятно. Цели, понятно. Он говорит о концепции системы. Вот это надо было выделить, а все остальное это сопутствующие. То есть он этим самым, тем, что разработал классификатор, там еще что-то, софт там и так далее, то есть он решил проблему. То есть самый весомый, получается, что мы сами должны доказаться, где самый весомый. Он читает свой. Я прошу извинить. У нас свои. Больше нет вопросов. Вопросы? Ну, адрес вы тоже адрес, с чего вы говорите? Вы говорили, что предложен новый подход по определению зон, ответственность там, до команды и так далее, реагирования, да? И вы взяли 15 километров или 15 минут. А как было до этого? Что было в основе того, когда определили раньше эти зоны? Спасибо за вопрос. Раньше в исследовании других работ было сказано следующее, что строить пожарные части или подразделения спасателей должны примерно быть друг от друга в 30-километровой зоне. То есть уже строить. А как изменить или применить этот подход уже к существующей инфраструктуре, когда уже все построено, уже пожарные подразделения или спасательные подразделения существуют, они где-то уже находятся со своей инфраструктурой. Поэтому нужно было найти другой способ изменения зон реагирования. В нашей республике Молдова до этого было построено реагирование следующим образом. Реагирование происходило по административно-территориальному делению республики Молдова. И мы сталкивались с тем, позвольте, я переключусь на карту, она будет более понятна. Например, на юге Молдавии, особенно это просматривается Кагул, Гагаузия, подразделение находится... Например, кагульское подразделение, у них есть выезд населенные пункты, которые практически находятся возле Камрад. И они должны были выезжать, преодолевая по своему территориальному делению выезжать. Это не относится к Камраду. На основании чего? На основании нормативных актов, которые были разработаны в Республике Молдова. Эти акты были разработаны следующим образом. Каждому начальнику своей зоны реагирования он должен был составить систему, куда она выезжает. И он руководствовал только теми населенными, только в рамках той границы, в которой он имел полномочия. Дмитрий Борисович, могли бы назвать
научные работы местных иностранных авторов, которые связаны с вашей работой? Как я и сказал, спасибо за вопрос. Кирьяк, как я говорил раньше, я не находил работ в данной области, которые бы делались в Республике Молдова. За рубежом они есть, но они касаются совсем других направлений. Я в своей работе старался объединить направления как информационные, так и связанные с реагированием на чрезвычайные ситуации. У них или только на реагирование, описание чрезвычайных ситуаций, как нужно правильно действовать, или только на какие-то информационные системы. Здесь же у меня работа состоит из объединения этих двух направлений. Разрешите нам разобрать. У меня два вопроса. Первый вопрос. В последнее время отмечается стремительный рост нужных вызовов. Значит, эта вся нагрузка ложится на систему 112. Как по-вашему, что нужно предпринимать, чтобы на начальном этапе эти все нужные вызовы отсекать? Это первый вопрос. И второй вопрос, как я обращаюсь к вам как к автору. Какие перспективы в развитии данной системы или данного комплекса вы видите с точки зрения технических новинок, программных и так далее? Спасибо за вопрос, уважаемый доктор Хабитат Африменко. Могу сказать так, ложные вызовы это является составной частью процесса реагирования, но они не были предусмотрены к решению в рамках данной работы. Предложенная методика или технология позволяет, или система опирается на уже готовую, правдивую информацию, которая поступает к силам региона. А относительно второго вопроса развития системы, вопрос, конечно, интересный. На данный момент на данный момент была проведена систематизация всех процессов, которые происходят. И в будущем я вижу это внедрение искусственного интеллекта для того, чтобы эта система могла автоматически генерировать уже на базе новых полученных результатов, более выдавать новые правильные решения для принятия решений. Ну и на базе этого будет построена, ну, можно так сказать, смарт-система, которая потом будет внедряться, которая будет использоваться. Этот подход, я думаю, будет удобный, потому что новый сотрудник, который будет становиться на место, где будет приниматься решение, будет более лучше получать качественную информацию из опыта, который уже система сама накопила. Чтобы 20, значит, делать, во-первых, учет тех потерь, которые вызваны этими чрезвычайными ситуациями, и вот 20% от этих потерь из бюджета средств направить на то, чтобы как-то отреагировать нормально вот на эти ситуации. 20%. Вы не делали работы. Сравнение. Вот в прошлом году или за прошлый период у нас было столько-то потерь. Да? А вот сколько же было затрачено средств на те структуры, которые занимаются отслеживанием и устранением последствий этих чрезвычайных ситуаций. Есть у вас такие оценки? Все? Да. Спасибо, доктор Хабитатову. Ваш вопрос относится к финансовой составляющей. Это
большая проблема в области любой службы в нашей стране. Денег всегда не хватает. И я в своей работе предложил использовать 20% денег, которые от ущерба за прошлый период. Ну да. Да. Анализ работы, сколько финансовая часть, сколько необходимо службы реагирования в Республике Молдова, нам известно. Известно также, сколько выделяет бюджет. И даже если бы нам выделили хотя бы эти 20%, я уверен, что 100%, что нам хватит с головой этих денег. А почему вы не привели данные конкретные, что у нас вот столько-то денег из бюджета, допустим, на этот год, а в прошлый год у нас было столько-то потерь, вызванных устранением или этих частей? Я полагаю, что данная часть вопроса относится к докторской работе, наверное, по экономике. Где нет, было бы то, но они же у вас есть эти данные. Сколько? Есть. Они есть. Там что исследуют? В эту структуру столько-то денег, в ту структуру столько-то денег, и на это все ясно. Это все в бухгалтерии есть. Есть отчет, годовой отчет, затрат. Очень просто. Тем более Тодор Степанович это хорошо. Ну, и из этого, извините, что перебиваю, как раз из этого и вышло это предложение, что 20% от прошлого ущерба достаточно, чтобы затратить. Это не только связано с чрезвычайной ситуацией службы гражданской защиты, это относится и к деньгам, которые необходимы для развития территории, поддержки. Нет, ну, технологии, это все... в общем. Я понял, суммарные. А может быть, их выделяется больше, чем те 20%? Нет. Мы же не знаем. Их выделяется намного меньше. А, ну, нужно говорить цифру. Ясно, спасибо. Вопрос интригует. Интересно, как вы пришли к этому выводу, зная законопроект или наоборот, исходя из собственной практики? Я к этому выводу пришел из той практики, которая у меня есть наработана на работу. Зная, сколько средств, какой ущерб был нанесен за прошлый период, а это есть статистика официальная, и нетрудно посчитать, сколько денег выделяется из бюджета, тоже официальные цифры. И по сути это намного меньше 20%. Это где-то около 5% от той суммы, что у нас есть. Поэтому я не базировался, не описывал эти процессы, потому что относительно к государству. Любого государства денег не хватает, и большие проекты в государстве делаются не из государственных денег, а из инвестиций из-за рубежа, из проектов, которые достигаются. К примеру, кризисный центр МЧС Молдовы построен не на государственные деньги. Денег не хватило бы. Это только составляющая часть, где мы, например, то есть из собственного опыта пришли к этому выводу. В то же время из законопроекта то же самое и вдруг, да? Да. Еще вопрос. Нет. Это не... А, очень. Я лежал в обиде, очень дополнительно. Легать не так сухо-аналитского комбаратива, а мы делали как надо покупать, плавал в цех. Прописывался мандатом. Хай цель и на кулац на толчавать. Легать не хотел покупать. Спасибо, доктор Никитилия, за вопрос. Относительно вашего вопроса могу сказать следующее, что технологии реагирования на чрезвычайные ситуации в разных странах, они разные. И они индивидуальны для каждой страны в отдельности. Это связано с структура государства, с финансированием государства, с ее географическим расположением и с историей, которую она имеет. Поэтому сравнивать то, что есть за рубежом, и применять к нам не получается. Из практики это, из практических мы их, я делал, из практических случаев. Юрий Костюк, Salvo într-adevăr așa este. Vedeți, în primul capitol, că pierderile în 2020, doar o categorie, nu ambele, dar doar o singură categorie, e 1,6 miliarde mai mult.
și apoi dați un grafic. Mulți ani acolo până în 2019 și cel mai maximum este în 2012 6 milioane și ceva. Și zic, păi cum aici 1.600.000 în anul 2020, iar acolo e doar 1.6 milioane. Acum vă spun și pagile. Pe ecran, este pe ecran. Da. Bun. Actuale, nu, nu, 2020. Cât, și care e cifra acolo? Unitatea de măsură nu. Ca și în graficile dumneavoastră, că multe nu sunt unități de măsură și e greu de... На графике показано... О, 200 миллионов, да, вот да, миллионы. 200 миллионов, да, около есть в 2020, это речь, но есть. Да. 2020, 1,6 миллиарда, и только по парте, и вот на одну из характеристики натуральной, природного, сопротивления. Да, это была засуха. А при чем здесь засуха? А, с чрезвычайной ситуацией. А потери, то вы с засухой не можете бороться. Это не, не, не ваша прерогатива, не, не ваших служб прерогатива. Учет природных явлений относится к департаменту. Но вы не можете вмешиваться, поэтому я думаю, это надо отсекать, как говорил господин Охрименко. Их надо отсекать. Засуха – это и засуха. И вы, если можете бороться с засухой, да. Можем бороться с засухой. Чтобы бороться с засухой, мы можем построить систему орошения. А, нет, ну, это один из способов. Если бы выделили 20% из суммы... И сколько времени реакции? Это нет, это занимаются те, которые выращивают. Пожары на полях. Это уже... Пожары на полях во время засухи. Понял, но это не то. Это не то, значит цифра другая совсем. Я понял. Это из официальных цифр, из официальных источников. Согласен. Да, там может быть 1,6 миллиардов. Но я не думаю, что это прерогатива чрезвычайной службы. Понятно, спасибо. А вы требуете? Инка, а ты чего вам требует? Я думаю, спать в этом требует. Это не остается, конечно, объектив. Я добираю уный стандарт. Al comenzilor, da, folosit, da? Nu, un clasificator, un standard, un clasificator standard, al comenzilor, este acolo, da? Apoi, când spuneți ce ați realizat, spuneți разработан, ați spus, разработан optimalnic clasificator. Niciuna, nici alta nu prea merge, fiindcă standardul trebuie să fie aprobat de organe competente, ca să devină standard. Și clasificatorul optimal trebuie să vedem în ce sens optimal. Ce aveți în vedere? Standard, vă moște rezervat, te moște pentru predlăjit, da? E utverdit, este un institut standard, de care îl называți, această organizație. Institut standardizație. Это первый вопрос. И второй, оптимальный классификатор. В каком смысле оптимально? Значит, по отношению к первому вопросу. Стандарты. Если взять из истории, раньше команды, которые подавались силам реагирования, они были связаны не только с типом, на что реагировать. Они были связаны и причиной, из-за чего это произошло. То есть диспетчер не мог определить, находясь у себя в помещении, сразу сказать, вы выезжаете на такую причину. Поэтому были отброшены все причины, и остался только тип реагирования, чтобы можно было определиться, с какой техникой, с какими инструментами, и с каким, какой навык должен быть у персонала, чтобы правильно реагировать, чтобы выполнить ту задачу, которая есть. А причина, из-за чего это произошло, это уже следующий этап. Этот классификатор команд, он был предложен и был принят на службу Инспектората Генерал по ситуации на Диурженце и орденом
он используется, и он является стандартом для реагирования внутренним стандартом чрезвычайной ситуации. Тогда оптимальный классификатор. В каком смысле оптимальный? Он оптимальный тем, что он оптимизировал, если мы вот посмотрим здесь на экране, выведен как раз жилой сектор и пожары. Они разделены, пожары бывают в зданиях, да? Они оптимизированы таким образом, чтобы можно было конкретно по типу строения или по этажности строения определить, то есть оптимизировать его, определить, какие средства должны выезжать или участвовать в ликвидации. То есть, к примеру, если это одноэтажный или двухэтажный дом, это один тип выезда, одна техника выезжает. Если выезжает более 9 этажей, там выезжает дополнительная техника и дополнительные люди, например, нужна лестница, чтобы подниматься на верхний этаж, нужно оборудование, чтобы если в дыму на нижних этажах задымление, с верхних этажей нужно высвобождать граждан. И там должна быть другая специализированная техника. Поэтому он этим словом и оптимизировал. Спасибо. Întrebări, dacă spuneți, trebuie întrebări, că sunt spune la domnul Cuturan, pentru că am avut eu tot cu optimizarea asta. M-ați, că n-am avut să spun întrebare, dar vreau să spun. Вот такой вопрос у вас. Вернее, вопрос, а такая фраза. Я как математик, значит, тоже в оптимальных решениях идет речь. Актуальность данной работы обоснована вечной проблемой выбора наилучшего, оптимального, адекватного управленческого решения на начальном этапе. Ну, во-первых, адекватный уже что? Если это оптимальный усилий, а что значит наилучшего? А сколько оптимальных решений вообще бывает в каждой конкретной ситуации? Ну, спасибо за вопрос. В каждой конкретной ситуации, каждая ситуация, она развивается по своим неопределенным характеристикам. И она никогда не повторяется. Слово... Но решение одно, наилучшее, оптимальное. Решение это было для... Понимаете, если у нас... Вот эта комбинация наилучшего, оптимального, адекватного управленческого решения. Просто это слово. Масло-масло. Да, масло-масло получается. То есть тавтология в этом смысле. Я это хотел... Да, она. По специальности высшего образования. Какой у вас? Высшее образование. Инженер электронной техники. Электронной техники? Да. Там должно быть что-то, но не автоматика. Там в автоматике там четко определяют. И в математике тоже. Ясно. Украине там другое. Упор на другие. Întrebări. Întrebări. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumim. Deci acum cunoașteți că la faza de preliminare a discutării tezei a fost și discutarea tezei de doctorare în cadrul Comisiei de Îndrumare a Școlii Doctorale a Olic. Și se cere conform regulamentului să dăm citirea legii acelor obiecții care au fost înaintate la acea ședință. Și iată, eu le-am preluat în procesul verbal respectiv și îmi voi da citire ca apoi să vedem cum s-a răspuns la acele obiecții de către doctorat. Prima, se cere adoptarea unor termeni de profunzime mai apropiate atât de domeniu, cât și de cerințele de formulare a lor în aspect general, ceea ce a permite utilizatorilor finali de a fi percepuți. Ne asta la sfârșit, dacă vă luați cele mai importante care credeți, apoi noi vedem. 2. În același aspect, ce se solicită unele comasări ale subiectelor în cadrul acelor subiecte în care ele se conțin. 3. Nu peste tot este prezentă
adecvativitatea expresiilor formulate conținutului logic al afirmațiilor. 4. E de dorit ca materiale dedicate fluxurilor informaționale să fie adoptate la terminologia aplicată de producătorul științific. 5. Nu pentru toate serviciile de dispecerate pe teritoriul Republicii Moldova a fost realizat un studiu cuprinzător al circulației fluxurilor de informații în mediul centrului decizional. 6. Nu sunt evidențiați pe deplin și definitiv determinați indicatorii economici de evaluare a daunelor provocate de situații de excepționare. 7. Propunerea de includere a costurilor legate de cheltuielile suportate de ridicarea consecințelor situațiilor de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova în planificarea bugetului de stat, cere o fondare mai fundamentare. Mai concret, nu, dar așa este scris aici. Mai concretizat. Știți, cere o fondare mai concretizată prin operarea cu un exemplu corespunzător. 8. Este necesar de efectuat analiza și prezentarea ciclului de management al riscului prin metoda lineară. Da? În conținutul introductiv e necesar de accentuat mai convingător valoarea științifico-practică a cercetărilor. Da? Și 10. Metoda de instruire și testare a personalului implicat în formularea și luarea deciziilor ar fi de dorit să fie mai profund elucidată și mai mult orientată spre mediul real, care variază permanent de la caz la caz. Sunt 10 obiecții. Vă rugăm să ne spuneți cum ați eliminat, să zicem, cele mai importante în aceste subiecte toate, eu știu cum. Спасибо. Для начала я хотел бы поблагодарить своих научных консультантов, доктора хабилитата Хременко Сергея, доктора хабилитата Шияну Серджио, доктора Гирла Юджину. Спасибо большое за проделанную работу, за ваш вклад в подготовку диссертации. Предложенные замечания мне позволили улучшить и структуру и содержание работы. Начиная с ноября месяца проведена большая работа, где были учтены все замечания, большинство замечаний было учтено. И практически эти же замечания я встретил в вопросах, которые сейчас прозвучали. Deci cu aceasta, acum o să rugăm pe domnul conferențean, mister doctor, nu doar mea, da? Să caracterizeze pretendentul la titlul de doctor din punctul de vedere al bieticii conduit, fiindcă orice cercetător trebuie să se conducă de anumite bietici, să fie și bietică în relație cu colegii și alții care sunt autori, publicații și așa mai departe. Calitățile personale ale domnului Cangos, ca și pretendent la tine. Bine. Deci, calitățile personale ale domnului Jankowski sunt caracterizate de atitudinea lui față de acele activități care el le-a practicat în domeniul dat, în domeniul ăsta, care dumneavoastră lui susține astăzi teza de doctorat. Deci eu mai mult îl cunosc din punctul ăsta de vedere. De alte puncte de vedere sociale, să spunem, el este un familist bun, deci are familie, are
copiii, mă rog, are grijă de ei, orice caz. Asta e una. A doua, vreau zic că dumnealui este un om, o persoană care permanent se găsește în căutare. Deci studiază acele activități, acele procese cu care el are de a face. Și evident că și în cazul unei activități îndelungate din a lui, vreau zic că activează în acest domeniu, în Inspectoratul Republican de Situații de Urgență, mai mult de 20 de ani, undeva 20 și ceva de ani. Evident că, având așa atitudine profesională destul de profundă față de ceea ce dumnealui profesează, i-a venit, a găsit multe lucruri care ar putea să îmbunătățească situația în domeniul dat. Și evident că au apărut, din punct de vedere conceptual, diverse idei. Din punct de vedere aplicativ, dumnealui practic, toate acele idei care, vreau zic, s-au născut pe parcurs, au fost și prezentate conducerii acestui inspectorat, care prin diferite decizii, mijloace, mai știu acolo, care sunt de caracter administrativ, majoritatea din acele idei care lui le-a formulat, le-a recomandat la locul de activitate, sunt implementate. Ceea ce a dus la unele rezultate destul de semnificative, atât la nivel de Republică, cât și la nivel de diverse ramuri, diverse obiecte, sub formă, diferite forme, industriale, eu știu, comerciale, etc. Și e clar că, din punctul ăsta de vedere, domnul Penkovski este o persoană care ar trebui, nu ar trebui, dar vreau zic că se recomandă ca să fie implicată în cercetări și rezultatele cercetărilor să fie susținute în cadrul acelor ședințe de susținere, iată, la care noi astăzi am ajuns. Cam aceasta eu vreau să spun. Desigur că el este o persoană muncitoare, lucrează mult și e evident că rezultatele care sunt obținute de dumnealui sunt nu numai de caracter aplicativ, dar și de caracter conceptual. Desigur că orientarea este mai mult, având de-a face, vreau zic, zi de zi cu aceste activități în cadrul situațiilor excepționale. Și lucrarea și ceea ce a formulat dumnealui este orientată mai mult spre activitate, spre funcționare, fiindcă este proiectare, este implementare și este
funcționare cotidiană. De ce și, vreau zic, că însuși formularea temei mie vorbește despre aceea că dumnealui a dat atenție mai mult proceselor astea de funcționare. Desigur că cu aplicarea metodelor și mijloacelor informatice. Vă mulțumim, Deci, asta, prima parte a ședinței se încheie. Noi trecem la discuție acum. Mai întâi, dacă prin cei prezenți, dar care nu sunt membri ai comisiei de doctorat, ar dori să-și spună părerea. Deci, care nu sunt membri ai comisiei. Recenzii, dar foarte pe scurt, ar fi bine, în general, și apoi, dacă aveți câteva obiecții pentru că, dacă aminte, conferența universitară, doctor în științe matematice. Doctor în matematice. Matematice. Aici este să știți matematice. Da, mulțumesc pentru cuvântului. Am analizat provocarea domnului Iancovski. Este o lucrare inovativă, are un caracter creativ, este
în materie aplicativă. La bază, în materie cercetării eocliente, sunt utilizate diferite metode și metodologii din domeniul disciplinitatea. Cel mai relevant este că sunt elaborate sau dezvoltate de proceduri, clasificări și, în ultimul rând, sunt utilizate acele instrumente sau acel suport informațional care și tehnologii informaționale, da, pentru a modela și predice diferite situații de urgență și, în ultimul rând, de a gestiona consecințele acestor situații. Legat de redactarea tezei și conținutul tehnic, în general lucrarea este bine preparată și relativ bine redactată, cu mici erori ortografice. Legat de surse bibliografice, este o, cum s-a prezentat și domnul pe am fost în prezentare, este un număr suficient. Da? Prevăzut de ghidul de cercetare a tezelor în limbi și acela la cercă. Și cel mai important să menționăm că lucrările sunt, după cum s-a menționat, din domeniul de specialitate și sunt relevante și actuale. În general, toate cerințe au fost întrunite. Și consider că prin actualitatea rezultatelor prezentate, teza de doctorat a domnului Jean-Claude Sergei, fond informațional al sistemului decizional în situații excepționale, corespunde tuturor cerințelor în teritorial CER, al tezei de doctor, iar autorul ei, domnul Jean-Claude Sergei, merită să fie promovat pentru conferirea titlului științific de doctor în științe inginerie și tehnologii, la societatea 212.1, sisteme de conducere, faptul avale și rețele informaționale. Mulțumesc. Deci, dumneavoastră, la vorbă, cred eu, dumneavoastră, vă dat asta, că aveți ceva apoi să spuneți cu acelor lucrurile care vor fi în cadrul rapoarte, doamnul de comisie. Deci, cuvântul s-o fi, domnul profesor, domnul Firea. Da, mulțumim, domnul președinte. Am fost implicat pe ultima submetrie, dar am astăzut să mă documentez și să fac atent. Și în contextul dat, puntez următoare. În vizionare faptul că Republica Moldova este o țară care e supusă unor situații de urgență generate aproape de toate riscurile existente, cu excepția uraganului și erupțiilor vulcanice, evident, teza respectivă este actuală din mai mult punct de vedere. Conform literaturii de specialitate existentă, m-am documentat în prevența asta, a căror origini se află în afară teritoriului național, dar care pot cauza efecte deosebit de grave asupra populației țara noastră, cum ar fi inundațiile, schimbările climatice globale, epidemiile, avariile sistemelor de transport, energie, ce se întâmplă acum la noi, evenimente în natură nucleară, radiologică, poluare unor cursuri de apă și cu tremure. Un punct slab, apropo, după tremurile din Turcia, am început să facă cercetări destul de intense în zonă, chiar România, Bulgaria, noi încă rămânem în acest capitol. Luând în considerare cele menționate, în teza respectivă, autorul tezei, domnul Cancos, și-a propus să investigheze, să prezinte modalitățile de eficientizare a capabilităților operaționale privind răspunsurile în situații de urgență din perspectiva suportului informațional, elaborării unor proceduri stricte, algoritmizării unor acțiuni de importanță majoră și necesitatea utilizării modelelor matematice care să conducă la eficientizarea răspunsului structurilor responsabile de intervenții orientate, în primul rând, la salvarea vieților românești. În contextul dat a fost stabilit domeniul de studiu, la care nu o să fac referință, scopul lucrării, obiectivul lucrării, a fost
un frate, un frate și originalitatea științifică a lucrării. Cât și problema științifică rezolvată? La aspectul dat o să mă lucrez că nițeam mai diferat. Suportul metodologic al lucrării. Identificarea problemelor cercetării pornește la analiză profundă a situației în domeniu. Adică autorul cunoaște foarte bine care este situația. Evidențierea constrângerilor și a contradicțiilor care, până la demararea cercetării, erau caracteristice temei abordate. Cercetarea propusă este să bazează pe principii, metode, metodologii implementate și afirmate deja în domeniul de investigație. Aici o să scot în evidență, vă zic că legislația în vigoare, datele statistice, lucrările științifice a cercetărilor și autorilor care au lucrat în domeniul dat, cât și colectarea informației observațiilor din zonele afectate. Este niciodată de menționat că autorul scoate în evidență 23 de metode. 23 de metode, asta e foarte mult, care au permis să examineze, să identifice, să aplice suplimentar pentru a evidenția anumite caracteristice. La fel, este, cred că, oportun de menționat că autorul în mare parte a utilizat combinația, un mix a unui set de metode de diferite abordări pentru evaluarea riscurilor în situații specifice de urgență. Și asta, cred că, îi dă un plus lucrării la. Acest lucru a fost posibil de determinarea măsurilor corespunzătoare condițiilor reale, atât la etapa de pregătire pentru răspuns, cât și direct în timpul unui răspuns, precum și în timpul recuperării din consecințe situații de urgență. Al treilea moment, valoarea științifică a rezultatelor. O să evidențiez aici succintă, adică în opinia mea, patru rezultate importante. În primul rând, a fost dezvoltat un nou tip de clasificator de comenzi, de răspuns bazat pe comenzi care indică tipul de răspuns. Și e necesar de punctat faptul că astfel de clasificator reduce timpul necesar pentru a genera în intervalul de timp de cel mult de 50 secunde, ceea ce duce la rândul său la o scădere a probabilității greșelilor de mai multe ori. Al doilea aspect, o nouă abordare privind determinarea zonei de răspuns. Cred că e bine că această abordare a dus cu 65% de timpul de răspuns pentru comunitățile din întreaga Republica Moldova. Că nu se referă numai la zona mândrie, la chirează, în mijlocit, dar pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Au fost compilate și propuse modele matematice și tehnologice care permit analiza calitativă optimă a zonei de răspuns pentru fiecare unitate de salvare din 1536 de localități. Asta e o cifră impresionantă. Al treilea moment. A fost dezvoltat un nou stil pentru determinarea punctelor de control temporar pentru răspuns. Mi se pare, vă zic, o idee interesantă care, în opinia mea, ar mai trebui dezvoltată. Patru, a fost propus un sistem electronic de evaluare calității implementării noilor abordări de către factorii de decizie. În capitolul 1, cadrul conceptual și analiza sistemului existent de management al situației de urgență în Republica Moldova, care constă din patru secțiuni, se menționează următorul fapt. A fost studiat clasificatorul situației de urgență din Moldova, a fost efectuată o analiză mijloacelor echipamentelor specializate utilizate pentru a răspunde la situații de urgență care demonstrează că viteza și calitatea serviciilor de intervenție în situații de urgență au o tendință clară de scădere în timpul din considerare de faptul că utilajele specializate sunt dedicate. Pe mine m-a interesat să aflu, de exemplu, câte procente în contextul dat ar mai trebui, vă zic, reanuitiv, mă refer la utilajul specializat, astfel încât să fie clar, nu am luat în considerare dinamica care se face, nu am asta, și 2 ani, 5 ani, de exemplu, noi ajungem la standardele europene. Și a fost propus așa cum am menționat, că construirea unui post de comandă, un nou post de comandă și control. În capitolul 2, optimizarea sistemului de management a situației de urgență a Republicii Moldova, care constă în 4 secțiuni, o să evidențiez metoda de calcul a pagubii totale,
care este scrisă matematic și este prezentată în mod grafic de calcul ca consecința spațiilor de urgență. Metodul propus în opinia mea este parte integrată a metodei de management ciclic al riscului cu accent și componenta economică a fiecare etapă. Metoda permite de determinat costurile necesare în etapa de planificare și pregătire pentru terminarea daunelor în etapa de răspuns, cât și suma necesară de funduri la etapa recuperare. Procentajul că se propune alocare de fonduri la buget pentru prevenirea stadiului de noi 20% din totalul prejudiciu în perioada trecută, care reduce ulterior 80% de valor prejudiciile, s-a părut destul de interesantă. Această găseniță, cred că merită să fie examinată. Noi am discutat și mi se pare argumentată din punct de vedere al experienței. La fel, în acest capitol, sunt prezentate argumente justificare constituirii și lansării unui sistem informațional pe bază de multiplatforme pentru pregătirea deciziilor privind management situațiilor de urgență. În capitolul 3, elaborarea metodelor de formare și luare deciziilor optime în sistemul de management situațiilor de urgență, care constă din 6 secțiuni, o să evidențieze succint. Modelul matematic, în baza căruia sunt efectuate calculele matematice ale timpului total de răspuns, care a fost efectuate folosind o nouă scală de timp, sunt demonstrate și posibile erori ale contabilității matematice. Sunt propuse, în opinia noastră, metode pentru calcularea condiții de răspuns non-standard. La fel, evidențează metoda sistemelor informaționale geografice, care a fost aplicată pentru justifica abordării reducerilor distanțelor. Cât și elaborarea unui model pentru automatizarea procesului de transmitere a informațiilor despre răspuns, fără pierderea datelor. La fel, evidențez metodologia pentru evaluarea acțiunilor factorului de decizie în răspunsul de urgență. Al patrulea aspect, reducerea redactarea tezii. Subțin, lucrarea și rezumatul se prezintă ca un tot unitar, iar conținutul tezii doctor oferă o imagine clară asupra activității cercetare desfășurată în cadrul problematicii abordate. Limbajul expunei este corect, atât textul și materialele editate sunt perfectate cu acura tezii. Structura tezei este bine echilibrată. Fiecare capitol și lucrare, în ansamblu, se încheie cu concluzii clare. Titlul tezii, lista lucrărilor publicate, rezumatul tezii, cât și sunt în concordanță și reflectă pe deplin și corect conținutul tezii. Sinteza bibliografică realizează, este în mare parte bine sistematizată. Recomandările din teză trasează un mod eficient creierii de implementare a rezultatelor cercetării în direcția creșterii capacității operaționale privind răspunsul în situații de urgență din perspectiva suportului informațional, algoritmizării acțiunilor și necesitatea utilizării modelelor matematice, care conduc la eficiențarea răspunsului structurilor responsabile din intervenții orientate la salvarea vieții omenești. În același timp, sunt unele observații, sugestii care eu cred că trebuie menționate. Se recomandă de indicat prin intermediul numărul de referință la lucrările publicate de autori străini, autoctoni n-am găsit, la tema respectivă. De exemplu, sunt indicați 13 autori. Eu am vrut să găsesc lucrarea lui Aliochin din bibliografie în urmă. N-am găsit. Al doilea moment. Nu este foarte clar formulată problema științifică rezolvată. De exemplu, la pagina 14 din teză. Este scris, naușa задача решаема в диссертации сводится к построению моделей выработки методик, заложенных в основе улучшения процессов управленческих действий при решении распространения чрезвычайной ситуации. Конформ титуля на тех, которые, который читаем, он просто аннулат, формулярия результатов, обтянутые, în teză, trebuie să aibă trei componente. Componenta 1. Acțiune și rezultatul acțiunii. Componenta 2. Efectul acțiunii și al rezultatelor. Componenta 3. Contextul. E vorba de ghid, anexa 4. Din ghidul de redactare tezei 2. Eu n-am identificat la componente respective. Alt aspect. În lucrare la pagina 138-141 sunt indicate 11 concluzii și recomandări.
În rezumat, autorii referat, sunt indicate 8 concluzii și recomandări. Deci, în diferență de 7. Din urmă, ce recomandă 3-5 rezultate. Așa, la unele greșeli gramaticale care sunt am evidențiat. Al cincilea moment. La redactare tezei și rezumatul a fost respectate în linii mari regulile referitoare la organizarea datelor, prelucrarea ideilor, expresiilor, definitelor, punctelor de vedere, argumentelor, clasificatorilor sunt în mare parte indicate corect. Publicațiile. Corespund cerințelor ANACEC, cât și ghidului ULIM, sunt 6 publicații, articole, reviste științifice, 7 publicații, materialele conferințelor, evenimentelor științifice. Concluzii. Teza de doctor, suport informațional la sistemul decizional în situații excepționale, specialitatea științifică 2301, sisteme de conducere, calculatoare și rețele informaționale în științe, inginerie și tehnice, elaborată de domnul Sergei Teancovski, se înscrie într-un domeniu actual, cu importante implicații practice, are un nivel științific și aplicativ înalt, aduce contribuții importante, originale, destinat construirii de modele și dezvoltarea metodelor care stau la bază perfecționării proceselor acțiuni manageriale în modul situațiilor de urgență. Cercetătorul Sergei Teancovski dă dovadă de competențe înalte de cercetare, teza fiind bună, spre foarte bună, iar observațiile indicate sunt minore și nu scade în calitatea lucrării. În contextul dat, se poate afirma că lucrarea corespunde cerințelor ULIM și ANACEC și poate fi apreciată ca foarte bună, iar autorul pentru lucrul efectuat merită cercetul titlul de doctor în științe de res și tehnologii la specialitate 231.0. Domnul profesor, domnul profesor Costan, vreau să subliniez încă o dată actualitatea temei. Noi vedem că în ultimii ani dezastrele este, numărul dezastrelor crește, sporește în continuu, iar rezultatele devin tot mai grave și mai grave. Deci, tema care și-a propus-o domnul Cucuran, care a simțit și cei care au contribuit la această elaborare a acestei teze, tema este foarte actuală și va timp. Este, adică, corect a fost ales scopul acestei cercetări prin un sistem eficient, decizional, care trebuie să fie orientat la diminuarea pierderilor legate de aceste dezastre. Sigur că, în primul rând, acest sistem trebuie să fie bazat pe un suport informațional foarte. Și aici, eu nu-ți vorbesc mai mult despre actualitate, o să trec doar pe metodologie. Aici a avut de atenție domnul președinte, că doar mi-a propus să predau metodologie acestei științifici, pentru masterat și doctorat, ceea ce pot vorbi. Adică, acum pot să mulțumesc că atunci a fost lăsat în sprinta cu domeniul și a fost o problemă, dar nu cu plăcere aș vorbi aici mai multe, dar nu pot să mă opresc doar la ce o să-l laud pe domnul doctorat. Este că sunt metode, poate că e puțin altfel folosit sau alt metode la unele etape cercetării sau. Dar, în sumă, ce înseamnă metodologie? Asta e calea cercetării care rezolvă o situație inițială, ca să ajungă scop final. Metodele, în sumă, ele dau rezultatul ăsta scontat. În mare măsură, unele neajunsuri care am putea ca discuții, nu ca, că nu sunt aici neajunsuri, dar ele sunt complet, adică foarte bine completate de experiența care o are domnul doctorant în domeniu. Adică unele lucruri le face intuitiv, îi faci foarte corect, fără să rămânească poate în detalii, dar poate nici nu trebuie. Le-am folosit corect și în sensul ăsta metodologia o acceptăm fără probleme. Cu mutate, aici aș vrea să mă opresc, că de ce am pus întrebare ce e. Adică eu, iarăși, aici e vorba de fiecare preț de noi aici și câți ar mai fi, pe care ar formula în felul lui. Adică sunt niște, nu cu observație, dar sunt niște păreri care pot fi și diferite. Nu e pe discuție aici, nu că... Dacă eu știu formulată de tot notate și originalitate științifică, care este cu adevărat de gestion, a fost elaborat conceptul de sistem suport informatic decizional bazat pe. Și aici, nu vă renumără. Pe notate, pe sistematizarea indicatorilor luați în considerare în scopul scăderii impactului consecințelor negative situațiilor urgente, adică situația fragilă. De asemenea, pe utilizarea unui singur clasificator standard, unificat al comenzilor date pentru unitățile de intervenție în situații de urgență și mai departe. Dar și tipurile de răspuns, adică în sensul ăsta, uitați-vă,
Adică conceptul ISRN e format ca un concept suport informațional pentru întreg ciclu decizional. Începând de la identificarea situației, e baza clasificatorului, indicatorilor ce mai este acolo, e baza propunerilor de tipuri de răspuns, luare decizii și mai departe. Adică, în prunțeță, îi sublinează ca să ați inclus în ciclul decizional, practic, elementul principal în ciclul decizional. Și asta este important. Adică, aș fi scos de primul loc ceva mai important decât clasificatorul. Clasificatorul și ceea ce ați făcut e foarte important. Dar, totuși, aici e important de aceea că, practic, s-a propus un nou concept de sistem decizional, de suport informațional de casă. Adică, îți spune mai bine. Nu ți-a spus rău, dar îți spune mai bine. Da. Culoarea aplicativă, eu cred că aici însăși definiția de temă de cum arată că e orientat lucrare, în primul rând asta e o lucrare, e cercetare științifică, dar în primul rând aplicativă. Sunt fundamentale, sunt aplicative. E că asta e mai mult centru de rezultate în cercetare aplicativă și foarte bine. Sunt și rezultate teoretice frumoase, dar rezultatul aplicativ aici e incontestabil și mai departe, conceperea și calitatea textului și așa mai departe, și nu o să vorbesc, s-a vorbit și toți au văzut rezultatele științifice, cum au fost formulate cu observații de astea sau propuneri. Asigurare bibliografică, în general, 113 de unități, se discută bine, sursele sunt destul de recente, adică destul de bune, sunt și mai vechi, dar toate au relevanță, adică sunt relevante pentru societate. Aceea cum noi spuneți că nu sunt deloc lucrări prin Republică în domeniul dat, aici e o eroare, nu că eroare, dar e o atitudine generală a tuturor doctoranților, că dacă nu e lucrare în tema dată, a lumii, înseamnă că nu sunt lucrări. Sunt lucrări care au contribuit la domeniul și cu rețele informatice pe care nu puteți face nimic acolo, și cu sistem informatic, care pot propune și principii de elaborare a sistemelor informatice, bază de date, bază de cunoștințe, mai departe, cât mai mult că sunt sistem de luare decizii. Și cu bază de cunoștință aici, dacă mai adăugați și chestia asta, sunt frumosat foarte frumos. Că adăugând și adunând informații cele despre procesele astea decizionale în diferite situații de luare decizii, situații de... Pe urmă, din ele pot fi cu reacția de ciclu întreg decizional și analiza statistică a situațiilor, de anumite tipuri de situații locale, dar pe bază lor putem extra niște cunoștințe, adică de format și bază cunoștințe în paralel. Deci putem mult de filozofie în jurul temă atât de frumoasă, încât aici poate fi adăugat orice. Dar, bine, ca să nu mă duc prea departe, și calitatea concluziilor și mai departe, aici mă opresc. Vreau să mă opresc puțin la observații. Eu, de obicei, problema aceea că vorbesc și doctorandul și ce referențe oficiale, ce despre părțile pozitive. Eu, când eram tot timp, când mai dusem prin la observații, și nu de atât că lucrarea era, dar de atât dacă noi vrem ca cercetările în domeniul ăsta să fie continuate. E un domeniu foarte important și în sensul ăsta ne spunem observații. Eu, în rezumat, e puțin cam democratic la dumneavoastră sistemul public. Sunt niște standarde, niște structuri pe care noi toți cei care participăm în procesul atestării, noi suntem obișnuiți. Și unii caut, și notat științific, originalitatea, cum o formulez, cum o vede doctorandul. În rezumatul n-am găsit, ori problema mea când întregul am și cu probleme cu văzut, mai am și nu, timp poate nu suficient, dar n-am găsit chestia asta. Am căutat-o în, poate asta e formulat în concluzii. În concluzie, nu știu cum se pierd în toată numărarea cei de rezultate intermediare și rezultate de bază. Bine. Adică, în sensul este, dar când am dreptat, eu pot accepta. Concluziile sunt importante, toate concluziile. Dar iarăși aceeași problemă. Sunt multe. Eu aș fi pus, nu zic în anume așa, dar părerea mea că trebuiau evidențiat concluziile de bază. 3-4. Și în primul rând acolo conceptul. Dar mai departe celălalt, pentru elaborarea acestui concept, pentru completarea sistemului de luare decizii și mai departe, iar părțile componente și clasificatorul și toate astea, care sunt rezultate extrem de importante, dar din nivelul 2, nivelul 3 e conceptul, sau modelul, sau
sistemul informatic, că găsesc în diferite părți ale tezei, ca sistemul informatic, ca conceptul de sistem. Deci, ea că în sensul ăsta, adică se putea puțin de structurat în așa fel, ca să mă apară întrebări. Eu nu zic că nu sunt. Toate și rezultate științific și concluzii sunt bune, dar se putea, se putea puțin de făcut mai, puțin mai bine. Mai departe, sunt întâlnesc unele fraze necorecte sau nu chiar corecte, mă referi ceea ce am pus întrebarea, de pildă. Problema alegerii celei mai bune soluții optime privind în management adecvat și mai departe. Prima adecvată este și asta, iar toate, sunt vreo trei niveluri aici de... Da. Asta, nu am vorbit, sper să nu știu cum trebuie mai mult. Este și altă frază, de pildă. Dar aici cred că e vorba de traducere din limba rusă, care a fost nu chiar corecte. Nu chiar corecte. De pildă, tot pagina 6, având drept în rezumat, având drept în îmbunătățire și mai departe, tehnologie informației. Eu înțeles din context că e vorba având drept scop, îmbunătățire și așa mai departe. Dar sunt frazele astea care ele se traduse așa și cam, cam cum zic din Google, cu Google. Așa. Vreau să subliniez, mi-am permis, și mai sunt chestii de astea care țin de formă prezentării materialului, nu de conținut. Conținutul e bun, scopul e bun, rezultatele sunt bune. Dar ce mi-a permis să spun? Mie îmi pare tema atât de importantă, atât de frumoasă și în ea pot, pot fi dezvoltate atâtea în direcție aici și de domnul comisar, eu își propune că tema asta, luând în considerare toate observațiile care au fost, o propunerile de, să pregătiți o monografie frumoasă, că e un, o, o temă de interes comun, de interes în societate. Și atât bine să publicați monografie în felul ăsta, numai că puțin trebuie lucrat asupra materialului, cum vedeai. Da. Deci, cum am mai spus, observațiile astea au fost, tip, mai mult, se refer mai mult la formă prezentării materialului decât la conținut. Și concluzia de bază. Aia să vă spuneți. Teza prezint concept stare completă, conținând soluții teoretice și practice importante, în domeniul asigurării informaționale a proceselor decizionale într-o infrastructură critică. Rezultatele principale au fost prezentate într-un șir de publicații, evaluare și au fost discutate la numeroase conferințe și simpozioane internaționale și naționale. Lucrarea, suport informațional al sistemului decizional, în situații excepționale, prin actualitate, pierde abordate, mutate științifică, semnificație teoretică și aplicativă, a rezultatelor prezentate corespunde cerințelor înaintate de ANCEP, față de teze de doctor, iar autorul, domnul Iancovski Sergei, merită să fie promovat pentru conferirea gradului de doctor în domeniul științelor inginerești și tehnologii la specialitatea sistemului de conducere, calculatoare și rețele informaționale. Și, la sfârșit, vreau să felicit cu atât de doctorant cât și cei care au participat, educatorii, consultanții, care au fost o temă foarte interesantă, tema trebuie continuată. E o temă extrem de importantă pentru societatea noastră și e bine că a apărut prima, care, da, noi o analizăm, vedem ce se mai putea făcut și ce se putea mai bine. Dar tamana se vorbește, e prima lucrare. Și clar că nu pot fi toate problemele aici rezolvate, dar trebuie dezvoltate. Trebuie să facem jurul dumneavoastră, încă mai interesați oamenii care se completeze. Și baze de date, cunoștințe de astăzi, aici este ce dezvoltat fără capăt. Cu atât mai mult că situațiile astea de dezastru, ele nu se vor. Ele o să crească. Și având în drept tehnologie, este puțin mai complicate și urmările la dezastru, este mai, mai costisitoare. Bine? Vă felicit și vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnul profesor. Дорожно-транспортные происшествия, утопления, отравления, убийства.
исхода поражения электрическим током, бытовые несчастные случаи на приемах, злости и так далее. То есть мы это исследуем, напрямую корреспондируется с программой «Молодой 2030». Диссертация это решает соответствующие задачи по разработке информационной поддержки системы принятия решений в чрезвычайных ситуациях в условиях построения цифрового общества. Данная работа соответствует общим мировым тенденциям и процессам цифровизации и является, хочу подчеркнуть, пионерской на территории Республики Молдова, что является подтверждением актуальности и своевременности проведенных исследований. Научная новизна, она соответствует предыдущим усыпающим идеалам. Я, повторяться, не буду, практическое назначение проведенных исследований очень внимательно проанализировано и разобрано. Стиль изложения соответствует. По главам имеются в моем отзыве конкретное описание, я его приводить не буду. Авторитет полный правильно отражает содержание диссертационного исследования, но у меня есть некоторые замечания, которые я хотел бы озвучить. В целом диссертационная работа производит целое и благоприятное впечатление за счет своей научной новизны и практической направленности. Но как и в каждой пионерской работе имеется некоторые замечания. Первое. В постановке актуальности цели и задач научного исследования в явной форме не выделены противоречия предметной области. Об этом мы сегодня тоже говорим. Но вообще, господин председатель, когда вы задали вопрос относительно, почему 20-30%, почему мало, много, то есть соотношение эффект затраты диссертантов, к сожалению, явно не указывался, хотя вся работа на это нацелена. Второе. В работе предложена структура механизма составления паспортов объектов территории на странице 28, но отсутствует форма самого паспорта, его информационное наполнение, а также связь с существующими государственными регистрами. Это, я считаю, аспект очень сложный, очень своевременный. И видимо, как раз то, о чем говорил Михаил Владимирович, видимо, вот за этим аспектом это будущее. И третье, последнее замечание, примененные исследования нацелены на практическое решение задач главного инспектората по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, но из материалов диссертации ответ-реферата не ясна ситуация по привлечению силы средств и реальных подразделений соседних государств и возможных направлений их действий. Выше указанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают научные и практические ценности диссертационного исследования. И в качестве вывода диссертационная работа Пенковского Сергея является законченной самостоятельной научно-исследовательской работой, которая содержит решение научной задачи по разработке научно-методических средств поддержки принятия решений в условиях управления чрезвычайными ситуациями, обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью. Диссертация отвечает требованиям регламента Национального агентства по обеспечению качества образования научных исследований. Ее автор Пенковский Сергей заслужит присоединение в ученой степени доктора в области инженерных наук и технологий по специальности 232.01 системы управления компьютеров и информационные сети. Спасибо, Сергей Николаевич. Vreau să vă întreb, domnule președinte, dacă se poate
nu numai decât... Da, să înțelegi. Deci acolo... De repetat ce s-a făcut. Ce considerați mai important? Fiindcă oricum recenzia aceasta se duce la dosar. Da, dar să, mă rog, mai toate lucrurile se poate sunt cunoscute, că noi 2 ani și jumătate tot am tocit și am tocit asupra lucrurilor astea. La ce vreau să atrag atenția privind noutatea și originalitatea? E vorba despre ce, că tema este destul de complexă și se referă la toată Republica. Nu e vorba de o unitate economică, mă rog, inițială sau mai complexă. Și iată, în sensul ăsta vreau să vă spun despre așa un caz, vă rog asta să fie în afară procesului verbal. Că la o susținere oricare, la care am fost și eu prezent, unul din conducătorii tezei, după ce au vorbit tot recenzienții, a făcut așa o afirmare, că teza, cum era atunci disertația, este un univers mag, unde можно найти все, что тебе надо. Deci, iată, aici eu aș vrea să spun că desigur că tot o poartă așa orice acțiune, orice activitate poartă un caracter infinit. Și fără neajunsuri nu există în același număr, clar că și teza. Poate nu-i vorba de neajunsuri, dar mai mult de doleanțe. Însă sunt și unele restricții care trebuie de respectat, de ținut cont. Iată, în sensul ăsta, eu aș dori să atrag atenția asupra acelui fapt că însuși abordarea este tot nu de nivel numai aplicativ, ea este mai mult de ordin sistemic, fiindcă atât de domeniul, dimensiunile domeniului, cât și așa la ce e o contradicție între razele spațiale ale activităților și reacția rapidă. Iată, deci totul depinde de situația concretă. Încă un lucru la care fac să atrag atenția, iată, în privința suportului informațional, fiindcă este suport informațional care se referă la activitățile elaborative, implementative și de funcționare. În cazul de față, teza este dedicată mai mult funcționării. Deci, în situații. Deci, situația de acum este. Noi nu proiectăm, noi elaborăm. Mai mult ca atât, ea este imprevizibilă. Deși, în sensul ăsta, eu știu, poate, metodele astea de planificare, cum erau mai înainte, sunt criticate, dar eu știu, poate de găsit și unele modalități, că sunt și care unele obiecte mocnesc, cum se spune. Și noi, știind că situația nu e chiar bună, putem și planificăm, eu știu. Dar în cazul de față, mai mult este luată în considerare funcționare, deci imprevizibilitatea.
încă un lucru la care vreau să atrag atenția, că sunt, se bazează multe lucruri, mai mult pe un tip de transport care trebuie, vreau zică, să sosească la locul situației urgente. Ceva, eu știu, poate s-ar fi putut în cazurile astea de făcut oricare referință și la ca alte mijloace și metode care ar asigura o operativitate mai majoră a implicării în lichidarea acestor situații de urgență. Cam mai mult s-a făcut accent, a fost pus pe modelele grafice. Mai mult ca atât, care de acum și sunt realizate în Republica Moldova. Tot trebuie de atras atenția că aici mai mult s-a făcut, s-a pus accent pe tehnologie, pe funcționare. Și în acest caz, evident că și acest suport informațional tot este original, comparativ cu ceea ce de obicei se face în management, eu știu, în alte domenii. Încă un lucru, nu se face trimitere la regimul ăsta și intenția de funcționare în viitor, desigur. Poate asta arată și cam ideal, dar nu se face, conduce de tendința aceasta spre funcționarea în regim de timp real. Deși, vreau zic, ar fi foarte bine cum a apărut situația de urgență pe loc ea să fie, dar vreau zic, noi cum? Să ne implicăm în lichidare, pe loc să o lichidez, nu chiar atât de ușor. Încă un lucru, rezultatele, da, încă un lucru, vă zic că când e vorba de acele rezultate cantitative care se referă la secunde, eu știu, și așa mai departe, ele sunt infime, dar trebuie tot de accentuat, de exemplu, cam cât, eu știu, într-o secundă, ori în altă unitate de vreme, într-o minută, cam cât e pierderi suportăm noi în cazurile când apar aceste situații imprevizibile. Ar fi de dorit de asemenea ca și să fie un moment oarecare de selectare a acelor mijloace și metode pentru anumite tipuri de situații de urgență. De exemplu, când este vorba de incendiu, când este vorba, eu știu, de ploi torențiale, etc. Iată, da, de ce am zis că în cazul când
un tip ori altul de situații de urgență, adică ar fi bine să fie elucidate și din punctul ăsta de vedere. Dar desigur că asta este o primă lucrare, un pionerat. Eu nu cred că domnul pretendent se va opri la aceste concepții și aceste metode care le analizează, le sistematizează. Între altele, vreau să vă spun că foarte corect, din punctul meu de vedere, noi am discutat la tema asta nouă dată și din multilateral, că e orientată mai mult spre domeniu, independență de domeniu pentru care, vreau zic că sunt elaborate acele abordări ce se concentrează, desigur că ar trebui să fie găsite și remediere pentru în orice caz aproximative, desigur, fiindcă la nivel general, de recomandat tot în situații de urgență, de tipizat e foarte greu, aproape că e imposibil. În general, vreau zic că împreună cu domnul pretendent, am ajuns că din punctele astea de vedere despre care s-a vorbit astăzi și despre care a vorbit și însuși pretendentul, am considerat că ar fi bine de ieșit cu această lucrare, de discutat și de recomandat Agenției Naționale de Acreditare. Și eu știu estimare a acestei lucrări. Vă mulțumim, domnule. Și acum îmi permiteți mie să-mi spun și eu de referitor, o să mă întrebi să fiu relativ succint, să nu mă refer din ce s-a vorbit, dar oricum. În liste licenții oficiale semnate care va fi îndosat. Și toate acolo informații sunt, de ce e eu doar pe numărul compartiment, mi-a fost câte ceva din ceva ce trebuie a fost îndosat. Mai întâi destinația legii, apoi structura și conținutul în bază a lucrării, deși nu este prevăzut în reglementar, cum a fost cândva, cu caracterizarea pe capitoli a lucrurilor de bază în cadrul lor. Apoi urmează ceea ce este în acele 7 criterii. Actualitatea, tot tipire, apoi noutatea și originalitatea științifică, așa tipologice. Suportul metodologic, valoarea științifică rezultatelor, valoarea, am adăugat un compartiment, valoarea practică, deoarece, într-adevăr, aici este o contribuție semnificativă la redactarea tezei și conținutul tehnic, respectarea eticii, aprobarea lucrării, nu și ultimul care tot nu este observația. Actualitatea e clară. Destinația să vorbim tot e clar aici. Nu mă voi opri la acea desfășurare a conținutului tezei capitolului de compartimente. Doar că ceea ce era cândva, conținutul corespunde temei tezei, ce este important, ca și concluzie la noutatea
calitatea și originalitatea științei. În primul rând, constăm aceea că sunt sistematizate într-o singură lucrare diversele aspecte ce țin de monitorizarea, gestiunea și intervenția în situații de urgență a structurilor abilitate de Republica Moldova. Nu și aici deja sunt acele rezultate, că sunt actualizate, enumerate și dezvoltate, concretizate și dezvoltate, modele conceptuale și metodice în suportul luării de decizii în situații de urgență și apoi acele rezultate care sunt, pentru care s-a vorbit acea clasificatură, acea scală temporală, acea propunere de revedere a zonelor de intervenție și ultima, de care nu s-a vorbit, metodica evaluării acțiunilor factorilor de decizii în situații de urgență. Pentru baza experienței din trecut, acea examinare cu și apreciere de cât de corect se orientează cei care fac o decizie, contează mult ei depinde cine și cum va putea în continuare. Suportul metodologic e clar, valoarea științifică. Aici eu, din multitudinea de aspecte care acolo, am scos în evidență. Scala temporală a punctelor de control al ciclului de gestiune a structurilor, a riscului. Acea scală ne permite nouă să examinăm fiecare din etape și să încercăm cum am putea să reducem în acele intervale de timp pentru a reduce întregul interval de răspuns în situații de urgență. Și aici tot am scos ca și, doar că nu este cantitativ în teză. Ponderile de distribuire a resurselor pe parcursul perioadei de răspuns la situații de urgență. Acolo sunt date doar grafice, sunt 4 sau 3, 4 zone. În timpul este, dar nu este specificat cantitativ, nici tabel, doar așa, să zicem, intuitiv, că mai întâi se cer așa resurse, apoi așa resurse, apoi așa resurse și ele se modifică în timp. Dar dacă ar fi fost estimat cantitativ ceva, să înțeles că era o importanță și mare. Dar însuși abordarea, că ele sunt acolo arătate cum se schimbă diferite resurse pe parcursul acestei perioade de intervenție, de la TU 0 până la TU, este important. Aceste idei și nu doar, și acea scală temporală, putea să fie ca și bază pentru cercetări viitoare. De exemplu, ca și cantitativ de estimat acele ponderi de distribuire de resurse. Valoarea practică, nu s-a vorbit, dar sunt 3 certificate de implementare din partea organelor respective de Republica Moldova, ce este foarte important și încă se menționează în cadrul lor. Rezultatele implementării confirmă îmbunătățirea calității luării de decizii și, în consecință, reducerea semnificativă a timpului de răspuns la situațiile de urgență și excepționale, precum și optimizarea costurilor financiare. Asta o spun cei care au folosit acele rezultate. Redactarea. În ansamblu, este reușit structura asta, dar eu m-am uitat la conferință foarte reușit. Când m-am uitat la conținut, deja au apărut ceva atât, dar foarte reușit conferințul. Sunt și unele obiecții referitor la acea redactare, dar în ansamblu corespunde. Etica și deontologie, multe s-au vorbit și acele estimări sau care au fost în baza sistemului antiplagiat, ni vorbesc că s-au respectat prevederile actelor normative la acest aspect. O aprobare a vorbit cu domn profesor Robert Iliad, da? Sunt 13 lucrări, din menționat ar fi 6 în reviste. Din acele 6 reviste, una, 3 în afara cotajelor, Bulgaria, Polonia și 3 în Moldova și din
din cele 13 lucrări, 10 fără coautor. Deci a lucrat domnul Percovski. Apoi, se cere rezumatul pe cât de complet reflectă conținutul tezii, ca altfel la mulți devine cunoscut doar acel rezumat. El reflectă, dar sunt și aici câteva condiții, observații, și trebuie să vă observați că nu cred că dumneavoastră o să vă opriți aici. Ar trebui de continuat și de îmbunătățit acel sistem. Și dacă cum ați spus profesor Costaș, dacă noi nu vom spune acele ce am văzut, atunci frumos va fi, dar nu atât, într-o atât. Noi mai mult învățăm din acele cucuri pe care le obținem. Învață de toate zile. Când toți ne laudă, noi, a, totul bine, ne-am lăsat și sub piatra care stă și capă în cur. Și în cele observații, în capitolul 1, e clar, noastră vorbiți scop, obiective, dar de obicei, capitolul 1, ultimul paragraf, ultimul paragraf, haideți să zicem așa, subsecțiune, se formulează destul de detaliat problema de cercetare. Nu doar scop obiectiv. Apoi, cum se vor trata, se vor aborda, prin ce metode se vor soluționa acele obiective, cum se vor atinge acele obiective. Cu regretul dumneavoastră este acolo, doar acel centru mobil, au terenul sunt acolo, e mare compartimentul. El trebuie, așa cum a spus domnul Costaș, nu așa foarte vag și mult, curent, dar foarte concis și clar să fie. Doi. Ar fi fost cazul mai detaliat de descris, am văzut și profesor de comerciar, stare de lucruri în domeniu, în lume. Dar să spuneți în mod loc, da, aici sunt documente normative, cunoașteți, lucrați, dar în lume practică e mare. Într-adevăr, sunt particularități în mod loc, dar sunt și foarte multe lucruri comune. De exemplu, acea zonă de intervenție. La sigur, lucrurile astea sunt cercetate și acolo. Și la sigur, acum, având internet, tare multe materiale se poate de accesat prin internet, fără să zicem să le avem, că e clar că nu e așa de ușor să obținem niște reviste care se tratează aspectele respective. Ar fi fost mai bine. Și chiar dacă aduceți ceva din Uniunea Europeană, acolo nu sunt referiți. Posibil dumneavoastră cunoașteți din niște documente care sunt în instituții din care dumneavoastră lucrați, dar nu sunt în lista sursilor bibliografice. Nu sunt referință. Vorbiți Uniunea Europeană ce, dar referință nu este. Și tot nu e bine. Și în ce privește expunerea materialului, redactarea, aici sunt mulțime, corect. Teză. Faie de titlu prima și a doua. Rusă română. Vreo 5 erori în titluri. La una și așa e aceeași persoană. Într-un loc profesor, în altul lector, în al treilea conferențiar la autoreferat. Păi, cum înțelegi? Apoi, nu este inginer, acolo este și titlul, inginer, două persoane. Apoi, la cineva este scris universitar, dar nu scris scris, conferențiar, conferențiar universitar, pur și simplu unic. Nu e bine, fai de titlul. Apoi, la multe figuri, nu este arătată unitate de măsură. Păi bine, noi putem dintr-o etersă. Deci în care ești idei, dincolo încă ceva, dar în general, de foarte des imunitatea din scurile. Apoi, corespondență între versiunea română și rusă. Autoreferat. Sunt, deci, în rusă, jumătate de rând sau trei pătrini de rând, în română, două rânduri jumate. Ca și obiectivul formulat. Obiectivul cu totul altfel. Nu e o traducere. Nu e normal. Nu zic că asta este ceva foarte, să zicem așa, important, dar
atenție trebuie să fie de lucrurile astea. Apoi, avem concluzii la capitolul 1. O concluzie repede cea pe precedenta totală. În afară de ultima propoziție. Două propoziții, unul la urmă, și apoi a treia propoziție cu totul altceva. Nu e bine lucrul ăsta. Trebuie mai atenți să fim, că totuși, dacă cineva a consultat lucrul ăsta prin internet, aici se cere ultimul compartiment, concluzii generale să urci și zăpăceni, conform documentul normativ și naționale, și ale Iulii, și recomandații, e recomandații, sau și recomandări, recomandări pentru noi. Nu e recomandări, asta e. Da. Aici la mine sunt mult, la un două pagini. Pe două pagini care sunt anume cu redactările este nereușit. Dar e clar că asta nu e principalul cerut. Foarte important este că lucrarea este prima, dar văd general, cum a spus profesor Oprimenco, în care se tratează în ansamblu problema sistemului de monitorizare, gestiune și intervenție în situații de urgență Republica Moldova. Pentru prima dată în Moldova, așa în ansamblu, majoritatea aspectului de bază, eu nu sunt specialist în domeniu, dar se vede că, într-adevăr, s-au cuprins foarte rare lucruri. Și aceasta prevalează toate celelalte care. Că dacă să vorbim de modele matematice, ele sunt foarte simple, dar practic orientate. Și asta și este. Teza este, are o orientare aplicativă foarte, să zicem așa, pronunțată. Foarte pronunțată. Și nu doar orientare este, dar și rezultatele sunt. Cum a spus domnul profesor, vorbim chiar că avem 1534 de localități și iată, pentru ele se termină pe aceste zone. Care știe ce răspund? Păi asta, dacă este și s-a îmbunătățit cei orașe cu procentul ceva de 30-40 sau cât, că se poate mai rapid de reacționat, pe acele pierderi, înțelegi că vor fi reduse considerabil atunci când mai rapid se reacționează din partea unităților respective. Și, ca și concluzii, aici eu dau citire. Teza de doctorat a domnului Sergiu Pencovski reprezintă o lucrare de cercetare științifică integră, terminată, în care se rezolvă probleme actuale de cercetare, dezvoltare a sistemului de monitorizare, gestiune și intervenție de către structurile speciale din Republica Moldova în situații de urgență. Observanțele și sugestii, e clar, aici am dat o parte de menționate, nu sunt principiale și nu diminuează valoarea științifică și practică a lucrării. Teza este executată la un nivel științific corespunzător, este reușit structurată și relativ bine perfectată, conține rezultate științifice și practice ce permit dezvoltarea sistemului respectiv, o parte din care deja sunt implementate, corespunde cerințelor ANACER și celor ale Iuliei, desfășurați, înțelege, către tezii de doctorat la specialitatea 2301 sisteme de conducere, calculatoare și rețele informaționale și se recomandă spre susținere în ședința comisiei. Eu nu am dat aici concluzia cu deci, merit de conferire, pentru că ăsta este până la. Și atunci, dacă toți noi scrim merită cineva, atunci pentru ce mai facem noi ședința, organizăm această ședință? Și eu cred că nu ar fi fost corect. Și de atâta de aceste considerințe, eu nu am scris cu asta. Dar, îl felicit pe domnul Pencovski cu ceea ce a realizat. Într-adevăr, contribuție semnificativă la îmbunătățire.
categorie de decizii în acest domeniu, foarte important pentru viitor, omul să ați vorbit. Și cu aceasta ești, știți, la mine se s-a mai lucrat. Bă, și în principiu, dați de acord, numai decât se referi la că trebuie să îi lichideze lucrurile astea sau să răspundă amână instituțiile care de azi lucrează. Dar să aibă grijă Moldova ca să în programul respectiv se dezvolte sistemul este de irigare și este deja lucrul ăsta, că știu că este sau văd de ce este dezvoltarea, ați fost vedete de credere, dezvoltarea până în 30 și acolo sunt. Inclusiv restabilirea sau construirea au fost furate, ele erau cunosc, mulțime erau de sisteme de irigare. La noi, dar au fost văzute acele țări din zinc sau de aluminiu cu copeici. Deci, cu asta, toți membrii comisiei și-au spus părerea. Dacă cineva mai are ceva de adăugat, încât nu e târziu, în ce prezență ca e numele de comisie. Dacă nu, atunci noi aici trebuie să votăm calificativul care va fi atribuit lucrării și decizia să luăm referitorul la conferirea titlului și lucrul ăsta se face doar în colectivul comisiei de lucrare. Așa că oricând noi trecem comisiei doctorate în alte, comisia de doctorat a votat hotărârea în care primul punct a conferit domnului Dankovski Sergiu titlul științific de doctor în științe inginerești și tehnologii, specialitatea științifică 232.01, sisteme de conducere, calculatoare și rețele informaționale, cu calificativul, foarte bine, votat, unanim, pro 6, contra 0, abțineri 0. Și punctul 2, a solicitat Senatul Universității Libere Internaționale din Moldova aprobarea deciziei Comisiei de Susținere Publică de a conferi domnul Dankovski Sergiu titlul științific de doctor în științe inginerești și tehnologie, specialitatea care deja am anunțat-o, cu calificativul foarte bine. Prin ce și vă felicităm. Și sperăm că o să lucrați în continuare pentru a îmbunătăți și acele rezultate pe care le-ați obținut. Și poate alte. Vă mulțumim. Și acum, așa se prevede de către regulament, oferirea cuvântului domnului tânăr doctor în știință, pentru cuvântul de încheiere. A, bine, cine pentru aprobarea deciziei Comisiei de Doctorat cu două votați? Votează membrii Comisiei. Noi, domn director, am votat aparte, dar în principiu, dar trebuie să aici poate să anunți. Vă rugăm, domnul Dankovski, cuvântul de încheiere să vă oferă dumneavoastră. Mulțumesc mult. Хочу выразить благодарность всем людям, кто меня окружает, и без которых не было бы возможности написания этого научного труда. В первую очередь хочу поблагодарить моего первого научного руководителя Ахрименко Сергея Антоновича, Еляху Федора Степановича, который участвовал на завершающем этапе, что они организовали процесс, без которого невозможна была бы эта защита. Выражаю огромную благодарность комиссии и членам, председателю комиссии, членам комиссии за оценку моих трудов, доктору хабилитат Балуну Ивану Федоровичу за проявленную скрупулезность подготовки защиты, доктору хабилитат Косташ Илья Владимирович, доктор хабилитат Кирьяк Владимир Любомирович, доктор хабилитат Ахрименко Сергея Антоновича, доктор хабилитат Митя Влилия за поддержку и ценный совет. Хочу поблагодарить школу докторантуры, администрацию международного независимого университета Молдовы, которые предоставили качественное образование, профессиональную подготовку, которую я получил во время учебы.
Особа благодарность руководству Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова за оказанную поддержку и коллегам по работе за успешное внедрение и использование повседневной служебной деятельности разработанных методов и алгоритмов. Хочу поблагодарить членов моей семьи за поддержку и веру в меня. Отдельная благодарность моей жене Людмиле за создание теплого климата во время проведения научных изысканий. Спасибо всем. Спасибо.